Ioana. Eu sunt Tadi. Și suntem de la Dual Store. Vă prezentăm azi o minunăție, și anume Xiaomi Ninebot Go-Kart Pro Lamborghini Edition. Ediția aniversară cu ocazia a 10 ani de existență a companiei Xiaomi, care respectă toate cerințele necesare distracției și întorsului de privire. Este un kart cu propulsie electrică, are un cuplu la accelerație de 96 de Nm, cu baterie quad air duct de 432 Wh, bot inspirat de la Formula 1 cu siglă automobilii Lamborghini. Lamborghini a ajutat la construcția acestui kart, la design mai precis. Construcția este pe un hoverboard detașabil, pe cadru de oțel, care este mai mult decât minunat, deoarece cu acest kart se fac și drifturi. Avem pneuri speciale pe spate pentru a ne ajuta la drifturi. Atinge o viteză maximă de 40 de km pe oră. Are autonomie de undeva la 25 de km. Avem frână de mână, avem lumini ambientale, avem display digital, avem mers cu spatele, cu semnalizare audio. Aici se poate desface, este prins cu un arici puternic pentru a ajunge la hoverboard, care dispune și de brațul de ghidaj, da? De la genul, care se montează desigur după ce se scoate acolo. Display digital, 4 moduri de rulare. Avem mod eco, mod stradă, mod sport și mod corsa sau cursă. Avem scaun ergonomic, se stă minunat în el.
20 de kilograme, nu știu oficial cât are, n-am cântărit-o, dar cam pe acolo se simte, desigur, frână de mână. Am să vă prezint de unde vine sunetul. Și anume, boxa care oficial ar fi 8W ori 4. Avem 9W engine speaker. Se alimentează cu port USB-C, protejat față de umezeală. E destul de solid. Și bineînțeles, radiatoare pasive pe ambele părți, pentru a ajuta la un bas mai puternic. Se simte calitativă, relativ greoaie. Hai să-i auzim motorul, sună foarte fain. Woo!
place foarte mult cum sună motorul. V-am prezentat, desigur, cele 5 sunete cu care vine din fabrică, care se aud, desigur, pe boxa cu Bluetooth detașabilă, care are și în partea de sus și în partea de jos radiatoare pasive, sună foarte bine. Și, bineînțeles, se poate asculta și muzică pe ea. Vine cu o conexiune Bluetooth 4.2.